Balta Mobilița, unde am început o partidă scurtă de pescuit, în jur de 6, maxim 7 ore. Ceea ce vreau să demonstrez este că folosind o momeală pe care mi-o fac singur și care mai mult de 3 lei nu costă, voi încerca să prind cât mai mult pește. Am mai fost pe balta asta, o baltă frumoasă, o baltă în care paznicul nu te deranjează, nici patronul nu te deranjează, ai plătit și pleci cu cât pește vrei. Iar în rest o să filmez la sfârșit. Am fost în majoritatea bărților, am fost pe majoritatea bărților. Mă refer aici la Tâncăbești, Moara Vlăsiei, Periș, unde efectiv s-a cheltuit milioane de lei vechi. Am plecat fără niciun pește sau am prins pește și l-am aruncat înapoi în apă. Regulamentul de pe aceste bălți fiind foarte drastic. Toată lumea, mă refer aici în general, 90% dintre pescari dă pe boilers, dă pe pop-up-uri, dă cu absolut orice în afară de mămăligă, care costă 2,50 lei. Voi încerca să demonstrez că se poate prinde pește cu un preț minim, fără a cheltui milioane de lei. În rest, voi face la fiecare partidă de pescuit cât un filmuleț pentru a vă arăta efectiv realitatea de pe bălți. Ne vedem mai încolo. Primul pește al acestei partide este un frumos ciortan care mi-a tras acum câteva minute. O să vi-l arăt. Are în jur de 2 kg. Aceasta este momeala la care dau. Momeală pe care am făcut-o personal și pe care am dat 3 lei. Dau la pufarine. Pufarine, după cum observați, pufarine galbene. Și nu știu dacă se observă scoică. În partea înaltă sunt cel puțin 5 mașini de pescari. Nu s-a văzut nicio activitate. Nu s-a văzut absolut nimic. Absolut nimic. Au trecut pe lângă mine și au plecat, spunând că nu este pește balt. Vom continua. Un pește în direct. Un ciortan, o frunzeță de ciortan în direct, dar să nu...
Este al treilea pește, în jur de 2 kg, 2 kg și încă unul și este al treilea pește de pe această baltă. O frumusețe de ciortan. Acesta este peștele prins astăzi, în decurs de 5 ore, 4 ore jumate, 5 ore, în jur de 10 kg de pește.